Bună draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna este guvernată de intrarea lui Marte, Venus și a Soarelui în semnul zodiacal al Fecioarei. Dacă viața ta are o întrebare care are nevoie de analiză și studiu, asigură-te că o vei face în următoarele șapte zile. Această perioadă nu este deloc proastă pentru o schimbare în viața personală dacă ai decis să îți parci căsătorie nefericită sau relația de dragoste în această săptămână, nu vei simți mult disconfort emoțional. În domeniul finanțelor, din potrivă, încearcă să lași totul neschimbat. Ai răbdare, iar capitalul tău va începe să crească constant, desigur, dacă în trecut ai depus o anumită cotă de eforturi. Pe 24 august, interacțiunea complexă a lunii și a lui Jupiter, în proiecție către Lilith, luna neagră, avertizează asupra unei perioade de ispite, erori fatale, care pot provoca consecințe negative în domeniul cooperării sau al carierei. Tot pe 24 august, Venus va fi împreună cu Marte la 4 grade în Fecioară. Venus și Marte sunt cele două planete ale relațiilor și ajung împreună o dată la 2 ani, începând un nou ciclu de relații. Venus și Marte sunt ca polii opuși ai unui magnet, se atrag reciproc și ca urmare a pasiunii lor apare ceva nou. Indiferent dacă este o viață nouă, o relație nouă sau un nou proiect creativ, apropierea lui Venus de Marta este oportunitatea ta cosmică pentru a-ți folosi energiile și talentele creative. Desigur, dacă ai planete în jurul a 4 grade în fecioară pe astrogramă natală, acest ciclu Venus-Marte te va afecta în mod special. Dar chiar dacă nu ai nicio planetă în fecioară, aspectul va avea loc în continuare într-una din casele din harta ta natală. Aici poți naște ceva nou. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Săptămâna aceasta, sub influența astrală, vei simți o pasiune pentru un confort sporit. Creativitatea, cel mai probabil, va fi clar vizibilă chiar și în treburile gospodărești. Acesta este cel mai bun moment pentru a redacta un proiect, pentru o planificare amănunțită a reparațiilor, pentru a-ți actualiza garderoba sau pentru a ajuta pe cineva din familie să aleagă un stil nou. În ceea ce privește sectorul financiar, aici se așteaptă o creștere lentă. în numerar din surse noi nu sunt excluse. Dacă te afli la o vârstă înaintată, ar trebui să fii mai atentă la bunăstare. Nu te trata singură și nu crede sfaturile vracelor sau cele de pe bloguri. Te poți trezi într-o mare nevoie de exprimare creativă. Folosește-ți talentele, mai ales dacă au legătură cu abilitățile de acțiune sau desen. Datorită lor poți câștiga mulți bani. Dar reține că norocul poate juca un rol important. În plus vei observa un interes crescut din partea persoanelor de sex opus. Mai mult, vei deveni persoana numărul 1 atât la locul de muncă, cât și în timpul liber. Dacă ai deja un partener obișnuit, fă totul pentru ca popularitatea ta să nu-i provoace un atac de gelozie. Dacă ești singură, atunci nimeni nu te oprește să flirtezi și să faci ochi dulci cu toți cei care îți vor trezi interesul și atracția. Cu toate acestea, acest flirt va avea un caracter foarte frivol. Prin urmare, nu ar trebui să te bazezi pe începutul unui nou roman de lungă durată cu fanii tăi. La serviciu vei străluci! tot ce, ce lucrezi va avea succes. Folosește acest timp pentru a te face cunoscută. Dacă ești pasionată de mașini, ar trebui să fii acum atentă. La fel dacă ești implicată în sport. Perioada oferă un risc extrem de ridicat pentru traume. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în această săptămână nu este recomandat să-ți asumi responsabilități suplimentare pentru muncă. Este puțin probabil că acest lucru să contribuie la creșterea autorității oficiale. Cel mai probabil, aceste eforturi vor trece neobservate de conducere, dar vor provoca o mare oboseală. Poate fi pentru tine o perioadă de stres cu o muncă foarte productivă. Vei termina munca ta obositoare pentru care ai luptat mult timp. Cu toate acestea, nu te vei putea relaxa, deoarece vei primi aproape imediat o nouă sarcină din partea conducerei superioare. Totuși, nu vei uita de treburile inimii. Dacă ești nemulțumită de relația ta cu un suflet pereche, ar trebui să te gândești să renunți la monologul propus. Este important să-ți declari nemulțumirea punct cu punct, nu este momentul potrivit pentru reforma casei. Dacă te pregătești să pleci la drum, trebuie să verifici din nou bagajele și disponibilitatea documentelor necesare. Începutul săptămânii îți va aduce multă experiență. Tonusul redus și pierderea forței sunt destul de capabile să-ți provoace o exacerbare a bolilor cronice. O creștere a temperaturii nu este exclusă. Acum trebuie să fii deosebit de atentă la dieta ta și să mănânci corect. La sfârșitul săptămânii migrenele și leziunile legate de muncă sunt de asemenea posibile. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă și dacă te simți rău, contactează imediat un medic bun. Dacă te încearcă o nouă dragoste, aceasta își va continua dezvoltarea progresivă și în fiecare zi vei observa mai clar că în sufletul tău apare un sentiment profund și serios în relație cu sufletul tău cel nou. Dincolo de toate, în orice afacere te așteaptă capcanea. Fii pregătită pentru orice rezultat și cere ajutor dacă este necesar. Dacă ești singură, poți întâlni o persoană necesită. Cântărește pro și contra înainte de a începe o relație de dragoste sau de afaceri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni în această săptămână nu vei putea simți interesul care emană de la nicio persoană. Poate că vei primi o ofertă de afaceri sau personală care este o prostie de refuzat. Păstrează conținutul portofelului în siguranță. La mijlocul săptămânii va exista o ispită care poate mânca toate economiile familiei. Dacă încă mai ești la o vârstă care necesită asistență, este extrem de periculos să te ceri cu părinții. Poți rămâne fără asistență în sponsorizare. Tu ai totul pentru a obține în mod independent succesul. Dar va fi mai bine dacă vei cere ajutorul patronilor tăi în această săptămână. Dar să vorbești cu alții despre asta nu merită. Îmi este cunoscut gradul tău de intenție și implicarea excesivă, dar ar fi de dorit să încerci să te restrângi, altfel vei regreta. La sfârșitul săptămânii, între 24 și 25 august, acordă atenție planurilor tale de vacanță. Este timpul să le pui în aplicare. Săptămâna aceasta vei fi inundată de multă emoție. În primul rând, îți vei face griji pentru frontul personal sau mai bine zis din cauza persoanei care va încerca să interfereze cu fericirea ta. El va interveni cu desăvârșire în uniunea ta de dragoste și va face totul pentru a-ți înfrânge pasiunea. Desigur, vei încerca să reziști la acest lucru, dar nu vei putea să-ți asiguri complet relația. În același timp, probleme vor apărea în afacerile tale profesionale. Nu îți va fi ușor, deoarece vei fi obligată să elimini problemele din afaceri și, în același timp, să restabilești ordinea pe frontul personal. Ai grijă să nu pierzi șansa pe care ai așteptat-o. La sfârșitul de săptămână vei avea o dispoziție bună, așa că asigură-te că o împărtășești cu cei dragi. Mergi cât mai mult pe jos și respiră aer curat. Weekendul promite să fie romantic, mai ales dacă dorești să întâlnești un partener de căsătorie ideal. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac Va fi o mulțime de iritare provocată de cei din jur. Cel mai probabil, unul dintre noi colegi sau un partener dificil, un client dezonorant al companiei tale va produce o iritație maximă. Încearcă să nu te răzbun pe cei dragi. Dacă ești în vacanță, la pensie sau în maternitate, părăsește rolul tiranului domestic în zilele următoare. Înainte de a face presiune asupra rudelor, gândește-te la adecvarea uneia sau alteia dintre acțiunile prevăzute de tine. Săptămâna îți va fi destul de plină. Starea ta financiară va depinde în mare măsură de munca grea și de profesionalism. Trebuie să ții cont în mod necesar de interesele cliențelor sau publicului tău. Numai în acest fel vei putea câștiga bani buni. Sfatul este util mai ales dacă ești implicată în vânzarea de bunuri, servicii, precum și în activități creative. Vei observa că râvna ta profesională dă roade și că șeful devine din ce în ce mai fidel. O schimbare plăcută este de așteptat în stilul de viață al familiei tale. Vei deveni mai puțin dispusă să intri în conflict cu partenerul tău de suflet și, din acest motiv, statul între pereții de acasă va începe să vă aducă o mare bucurie. Este posibil ca la sfârșitul săptămânii tu și partenerul tău să vă amintiți hobby-ul comun. În timp ce desfășori această afacere, certurile din cuplul tău se vor opri complet și vor fi înlocuite cu o idilă reală. Generația mai veche îți poate cere ajutor, nu refuza. Dacă ești singură, de ce nu începe o idilă de vară? Este timpul. Adevărat nu este un fapt că va fi de lungă durată. Cu banii în acest moment ar trebui să fii ceva mai atentă, dar nu critică. Doar nu cheltui prea mult. La sfârșit de săptămână este prevăzut o plecare scurtă, timp în care va exista șansa de a obține o mulțime de emoții proaspete. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Ar trebui să nu-ți petreci săptămâna certându-te pe tine însăți. Ai încredere în intuiția ta, în special în chestiunile inimii. Dacă trebuie să alegi unul dintre mai mulți candidați pentru rolul de partener de viață, este cu atât mai important să-ți amintești această recomandare. În general, săptămâna aceasta, evenimentele promit să își țină cursul. Are sens să continui lupta pentru succesul profesional și al carierei. Nu ți fie teamă să te obosești, asumându-ți o serie dragă de sarcini foarte dificile. Va fi util dacă acum te bucuri de relaxare, să incluzi sporturi fezabile sau jocuri active în spații deschise în programul fiecare zile. În această săptămână poți deveni victima a propriilor tale extreme. Mâncare abundentă, o mulțime de dulciuri sau supra-solicitare fizică vor duce la o sănătate precară. Nu sunt excluse problemele tractului gastrointestinal, așa că nu uita să speli fructele și legumele înainte de a le mânca. Trebuie monitorizată sănătatea îndeaproape în ce prevește starea rinichilor. Partea inferioară a spatelui și șoldurile vor fi în special sensibile la răni, fii atentă. Săptămâna aceasta însă problema numărul 1 va fi o lipsă acută de finanțe. Poți fi obligată să împrumuți bani de la rude și prieteni pentru a completa un salariu normal. Este bine ca în zilele următoare să nu ai alte probleme. Viața personală va fi surprinzător de calmă și armonioasă. Un mediu la fel de favorabil se va dezvolta pentru tine în probleme de carieră. Poate că vei primi un proiect foarte promițător, lucru pe care îl vei începe imediat în inima ta, sperând că tocmai această sarcină te va ajuta să uiți pentru totdeauna de lipsa de bani. Orice cunoștințe noi vor fi benefice acum, indiferent dacă sunt de afaceri sau romantice. Comunică cât mai mult, numai în acest fel vei face față albastrului din inimă și vei putea depăși această perioadă. Dacă ai de gând să actualizezi ceva acasă, încearcă să o faci înainte de sfârșitul săptămânii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pecioara, Săptămâna aceasta te așteaptă o pacoste minoră în dragoste. Poate că îți vei da seama că un partener de relație nou adăugat este departe de a fi la fel de simplu cum părea inițial. Dacă ai o familie, poți observa indiferența partenerului de căsătorie. Acesta este un semnal sigur că este timpul să reformezi relația. Nu este indicat să faci cumpărături scumpe pe credit, să soliciți un credit ipotecar sau să soliciți rudelor suma lipsă de numerar. În general, cu cât mai puțin bani vor fi cheltuiți în zilele următoare, cu atât mai bine pentru viitor. De asemenea, energia nu trebuie irosită. Ești destul de capabilă să-i zdrobești pe alții cu autoritatea ta, ceea ce va provoca o mulțime de situații de conflict pe parcursul săptămânii. Cel mai mult, familia suferă de pe urma comportamentului tău autoritar. Situația nu este mai bună la locul de muncă. Vei fi destul de capabilă să intre într-un conflict cu oamenii de deasupra nivelului tău în birou, precum și cu angajații serviciilor administrative. Atenție! Nu vei fi prea energică! vei simți că odată cu sosirea toamnei, dorul și melancolia fără cauzalitate au ajuns la tine. Vei începe să petreci tot mai mult timp acasă, urmărindu-ți hobby-urile monotone. Nici viața personală, nici cariera nu-ți vor provoca cel mai mic interes. Vei lucra fără entuziasm, dar acest lucru nu se va încheia cu mari probleme. Dispoziția ta tristă îți va afecta rău relația de dragoste. Este posibil ca partenerul tău de suflet să înceapă să-și cheltuie timpul liber în societatea unei persoane mai vesele. Șefii de la serviciu vor fi înțelepți în legătură cu tine, doar munca grea îți va permite să-ți schimbi starea de spirit, deși acum este mai bine să nu muncești, ci să te relaxezi pentru a acumula forța. Fii mai strictă cu copiii, altfel ți se vor atârna pe gât. Dar nu este nevoie să te cerți cu ei. Păstrează neutralitatea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța, săptămâna aceasta nu vei avea probleme majore. În același timp, neplăcerile minore nu sunt excluse atât în treburile gospodăriei, cât și la locul de muncă. Este probabil vorba despre conflicte minore cu colegii sau cu familia și totul datorită amânării. Învață să-ți asculți politicos interlocutorii, să deprefaci că ai fost de acord cu toate, apoi încearcă încet și foarte tacticos să îi împingi către o viziune personală a situației. Săptămâna aceasta este potrivită pentru autopregătire. Poți vizita un estetician, un cabinet de masaj sau poți face tratamente la domiciliu. Dacă iubești sporturile extreme, vei putea obține o nouă cotă de adrenalină în weekend. Problemele legate de acorduri de orice fel vor merge foarte bine. Mai mult vei putea câștiga din acest motiv. Astrele te sfătuiesc să nu pui pe umer totul, mai dă și la alții fă în așa fel ca o anumită parte din responsabilitatea să fie atribuită tuturor. Îți vei revizui radical obiceiurile de lungă durată. Deci de să începe o nouă viață în care nu va mai fi loc pentru alcool, tutun și mese preabundente. Vei manifesta perseverență imensă în a te îndrepta către obiectivul tău, iar până la sfârșitul săptămânii vei putea cu adevărat să-ți abandonezi complet dependențele nesănătoase. În timp ce înveți să trăiești fără ani de obiceiuri, nu te vei putea concentra pe problemele profesionale. Încurând, în curând, în afacerile tale se formează o adevărată coadă de așteptare pe care va trebui să o elimini în serele și weekendurile libere. Săptămâna este bună pentru întâlnirea cu un avocat, dacă este cazul. Dacă faci afaceri acum, este doar plăcut. Ce nu este obligatoriu poate fi amânat la începutul lunii viitoare. Nu-ți fie teamă să-ți arăți dinții! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion! Pentru tine, sarcina principală în zilele următoare va fi restabilirea armoniei în relațiile conjugale. Dacă ești încă singură, va trebui să dedici săptămâna pentru a-ți pune lucrurile în ordine. Nu poate fi exclus faptul că viața personală și munca sunt întrețesute. Nu refuza să începe o poveste de birou dacă nu contravine principiilor vieții sau standardelor morale. Săptămâna aceasta îți va aduce o mulțime de romantism. Vei apărea adesea la tot felul de activități recreative pentru a întâlni oameni simple de sex opus. Cu toate acestea, persoanele care te vor înconjura nu sunt prea potrivite pentru a începe o relație lungă. Nu-ți vei găsi sufletul pereche ideal în locuri de divertisment, ci într-un loc foarte neașteptat, într-un magazin, într-un spital, într-o parcare sau în transportul public. Vă schimba câteva cuvinte cu această persoană și vă va deveni clar că aceasta este iubirea la prima vedere. Vizitele repetate ale oaspeților sunt prevăzute în weekend. Poate va veni o persoană care îți va provoca iritare. Nu te grăbi să faci cumpărături prin magazine online dubioase sau cu vânzări false. În această perioadă poți avea o energie puternică și o stare stabilă a sistemului nervos. Chiar și după sarcini mari, îți vei reveni repede. Aceste calități sunt foarte utile, deoarece o săptămână nu poate fi numită senină. Pot exista probleme cu sistemul excretor, dureri de cap, boli ale ochilor, urechilor sau dureri ale dinților. Luni, situațiile stresante nu sunt excluse. La sfârșitul săptămânii, în perioada 24 la 25 august, acordă atenție respectării standardelor de siguranță. Dar dacă nu ești gata să te comporți mai atent, o dihnă activă pe apă nu-ți va aduce decât beneficii. Astrele te sfătuiesc să faci investiții financiare numai după ce îți consulti mai întâi cu rudele. Gândește-te însă și ia decizii cu privire la viața personală numai în singurătate. Vrei calm într-o relație? Ai grijă de propriile interese și hobby-uri, punând dragostea pe fundal. Uneori, prea multă intensitate strică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, săptămâna aceasta nu ești imună de dezamăgirea. Poți să te afli în pragul unui divorț, poți afla despre trădare de cei mai buni prieteni ai tăi sau poți înțelege că persoana cu care tocmai ai început o aventură doar se preface că este o pisică blândă. Probabil că principalele probleme din această săptămână se vor concentra pe afacerile oficiale. Dacă te vei pune în valoare locul de muncă actual, în niciun caz nu intra în conflict cu șefii tăi. De asemenea, nu este recomandat să sprijini întregile de culise ale colegilor și să participi la discuțiile lor sau la bârfea. Săptămâna este favorabilă creșterii autorității în rândul colegilor și superiorilor. Poți prelua în siguranță punerea în aplicare a planurilor. Vei găsi o abordare pentru aproape toată lumea și vei alege o soluție care să se potrivească tuturor. Astfel de abilități vor fi utile pentru tine în viața ta personală. Nu risca bani, poți pierde o sumă mare. Te vei dedica în această săptămână muncii grele. Împreună cu cei mai apropiați dintre colegi, vei merge într-o călătorie în interes de serviciu. Despărțirea de rude ți se va părea destul de dureroasă și pentru a nu simți această durere, îți vei scufunda capul în muncă. Ca urmare, vei putea face tot ce este de datoria ta, astfel încât călătoria să se încheie cu succes de plin. Șeful va evalua rezultatele muncii tale și le va recompensa cu un bonus mare numerar. Cu siguranță vei cheltui pe cadouri pentru rude, pe o întâlnire care îți va oferi multe emoții plăcute. Acum ar trebui să-ți monitorizezi cu atenție sănătatea și să nu riști pe cont propriu. Răcerile și oboseala severă nu sunt excluse. Condu mașina foarte atent. Lucrurile mărunte vor fi acum departe de a fi doar flacuri. Este posibil să existe un conflict cu prietenii, dar adevărul va fi de partea ta. Perioada este favorabilă a activității fizice și dietelor. Nu vei avea nevoie de atât de mult efort pentru a te înscrie pe noua orbită a dietei, iar rezultatul promite să fie uimitor. Weekendul este un moment minunat pentru îngrijirea corpului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn în această săptămână poți fi ușor confuză în afacerile de familie. Este foarte probabil ca una dintre rude să dezvăluie un vechi secret din cauza căruia va fi necesară schimbarea atitudinii față de cineva dintre rude. În toate celelalte aspecte, săptămâna aceasta va trece fără evenimente spectaculoase. Când lucrezi, merită să-ți moderezi ambițiile. Nu este momentul potrivit pentru victoriile în carieră, dar pentru dezvoltarea întregii afaceri în care ești implicată. Gândește-te mai des la problemele intangibile. Orice ajutor posibil pentru cei care au nevoie este binevenit. Dacă ești singură, nevoie de a doua jumătate poate deveni mai acută. Este o perioadă dificilă în ceea ce privește independența financiară. Vei dori să câștigi mai mult în această săptămână, dar, din păcate, tactica adoptată nu va funcționa și va aduce la pierderi dar lucrurile pe care nu le-ai luat în serios vor aduce profituri excelente. Acum, circumstanțele externe sunt mai puternice decât tine, dar aceasta este o etapă temporară. Voința puternică și simțul practic îți vor fi întotdeauna la îndemână, lucrează la aceste calități. Familia ta se va obișnui treptat cu faptul că noul an școlar se apropie și odată cu el au apărut noi probleme în viața ta. Vei petrece mult timp în compania membrilor mai tineri ai familiei, ajutându-i la pregătirea pentru școală. În paralel, te vei implica în hobby-urile tale preferate. În general, următoarele șapte zile îți vor aminti să mergi pe cărarea bătătorită pe care o cunoști cel mai bine. Mai mult, această monotonie îți va aduce confort emoțional, deoarece nu vei fi pregătită pentru schimbări. Unii oameni din cercul tău vor avea prea multe întrebări. Nu avea încredere în nimeni acum, este mai bine să fii în siguranță. Proiectele serioase este mai bine să nu le începe acum. Dar poți și ar trebui să faci gospodăria. Gândește-te la redecorare, nu va fi rău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Astrele te sfătuiesc ca în această săptămână să nu efectuezi experimente cu aspectul tău. Acest sfat este relevant în special dacă te pregătești pentru chirurgie plastică sau pentru o procedură cosmetică complexă. În alte domenii ale vieții se prevede stabilitate și bunăstare relativă. Îți poți concentra toate eforturile pe treburile profesionale, reparațiile complete, poți face pace cu cineva pe care l-ai jignit recent sau îți poți face un nou. Prim Prieten. Nu este indicat să petreci mult timp la volan, să faci cunoștința cu bucătăria unui restaurant exotic și să economisești la achiziționarea de medicamente. În toate privințele, este o săptămână bună, cu condiția să nu mănânci alimente prea grase, chipsuri și să nu bei alcool. Dacă nu respecti aceste sfaturi, câștigi probleme hepatice. Nu exagera cu nimic, partea superioară a picioarelor este acum vulnerabilă, genunchii pot fi dureroși. Dacă ai avut deja probleme în acest domeniu, prevenirea bolilor sistemului musculoscheletic nu va strica. Singurătatea va avea un efect benefic asupra ta. Dacă intenționezi să mergi la mare sau să mergi într-o călătorie, nu alege un traseu prea dificil. În această săptămână vei încerca să-ți crești veniturile obișnuite într-un mod dubios. Este posibil să investești o parte din resursele tale financiare obținute în mod gratuit într-un joc bazat pe publicitate. În curând îți va fi clar că zeița fortuna nu se gândește să te ajute și că banii tăi pur și simplu s-au ars. Te vei întoarce la locul în care ai început urmărirea profitului și la gânduri unde să faci bani rapid și ușor, fără muncă. Din păcate, singurul gând care se va cuibări ferm în capul tău nu te va mulțumi. Vei înțelege că averea nu va veni niciodată fără muncă. Înțelege că lucrurile la serviciu s-au acumulat în ultima perioadă. Ține ochii deschiși. De la colegi vei învăța o mulțime de lucruri interesante, precum muncă, seriozitate, dedicare, sacrificiu. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! nu ar trebui să-ți răsfeți acest eu nemaipomenit în această săptămână. Există riscul ca din vina acestei fațete a naturii tale, să înceapă un conflict cu o persoană de care depinde succesul în carieră, soarta afacerii personale sau a familiei. Lucrează la greșelile tale. Dacă ai o familie, s-ar putea să te simți obosită de viață în zilele următoare. Va fi util pentru o perioadă să schimbi situația de preferință în compania unui partener de căsătorie. Dacă ai făcut pasul peste punte de 40 de ani, ești sfătuită să îmbogățești dieta cu alimente vegetale. Nu este indicat să te cerți cu autoritatea superioară. Cel mai probabil, săptămâna aceasta ți se va oferi un loc de muncă bun. Planetele te sfătuiesc să te gândești cu atenție și să fii de acord. Fii pregătită pentru perfuzii cu numerar din surse străine. Dacă ai o muncă activă, poți conta pe o creștere. Pregătește-te pentru o călătorie neașteptată. Este foarte important să rămâi realistă și să nu pierzi timp pe prostii. Dacă întâlnești ceva inexplicabil, nu încerca să descoperi secretele Universului. Unele lucruri sunt bune de luat cel mai bine așa cum sunt. Săptămâna aceasta poți dori să schimbi complet interiorul înconjurându-te cu bunuri de lux. Nu vei fi zgârcită cu fondurile pentru a achiziționa obiecte scumpe, mobilier de design și articole textile rafinate. În consecință, vei putea crea un design unic pentru spațiul tău de locuit. Oamenii care vin la tine acasă vor fi surprinși că tu însă ți-ai creat un astfel de proiect unic, iar apoi tu însă ți l-ai întruchipat în realitate. De asemenea, vei fi complet satisfăcută de rezultatul acestor lucrări și vei decide să îți îndrepți atenția către o altă idee creativă. Ascultă-ți intuiția și urmează vocea interioară. Nu vor eșua într-un moment dificil. O perioadă plăcută te așteaptă dacă ești îndrăgostită. Întâlniri, călătorii romantice și surprize sunt garantate. Dedica acest weekend unui salon de înfrumusețare, relaxare sau doar cumpărăturilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!